Bună seara, numele meu este Otilia Mantelers și sunt psiholog, sunt specialist în parenting, iar în videoul de astăzi vreau să vă împărtășesc despre unul din momentele de cotitură din viața mea, moment care cred eu că m-a ajutat să duc o viață mai bună și să mă simt mai bine, chiar dacă, sigur, în viața mea am multe provocări, uneori mai dese, alteori mai puțin dese, dar cu toate astea, sentimentul meu este acela de bine, de uite, domnule, duc o viață bună. Momentul de declic a fost în jurul vârstei de 40 de ani și a culminat chiar cu ziua mea, pe care practic nu am petrecut-o, nu am sărbătorit-o eu, pentru că am decis în ziua aia să o sărbătoresc pe fica mea, pentru că avea ziua de onomastică în aceeași perioadă și am zis, ei, uite, hai să-i sărbătoresc ziua ei și atunci o să vină și la mine niște invitați. Și de fapt au venit invitați pentru ea și pentru mine nu. Mie nu mi-a fost greu, dimpotrivă chiar mi-a fost ușor. Am zis, fiu, nu trebuie să fiu în centru atenției, uite, este fetița mea. Însă a doua zi, când am povestit despre cum am sărbătorit ziua de naștere, o prietenă mi-a spus, păi cum? Cum adică a fost ziua ta și nu te-ai sărbătorit tu? Moment în care am izbucnit un plâns și mi-am dat seama că aș fi vrut să fi fost eu sărbătorită, aș fi vrut să fiu în contact cu nevoia mea de a fi în centru atenției de ziua mea. Cumva au fost mai multe momente care au dus la acel punct culminant, pentru că eu, de când mă știu, am făcut parte din categoria de people pleasers, adică de oameni care fac pe plac, care tind să facă pe plac mai degrabă altor oameni și să îndeplinească nevoile altor persoane și să se lase pe sine pe locul 2. Acel sindrom de good girl pe mine m-a caracterizat și cred că încă îl mai am, în schimb în forme mai subtile în acest moment. Cred că m-a ajutat foarte mult Gabor Mate. Cărțile sale mi-au deschis ochii. Pe tărâmul fantomelor, una dintre ele. Apoi, Când corpul spune nu. Cărți care acum, cumva, ideile lor se regăsesc în Mitul normalității, cea mai recent apărută carte de-a lui în România la editura Herald. Ei bine, Gabor Mate descrie foarte bine această categorie de oameni de people pleasers, pentru că ei sunt oamenii care uită de ei, care au nevoi, la fel ca toată lumea, dar care nu sunt suficient de în contact cu ele. Și din acel moment am zis, uite, vreau să văd cine sunt eu, întâi vreau să văd care sunt nevoile mele, cum să fac să le îndeplinesc, cum să mă pun și eu pe locul întâi. Și am început să-mi sărbătoresc zilele de naștere. Mi-am dat seama că vreau să fac lucrul ăsta, să nu mai aparțin categoriei de people pleasers și pentru că cum aș putea să ajut în mod real clienții mei dacă eu rămân o persoană care face pe plac, o persoană care nu pune suficiente limite, o persoană care atunci când vrea să zică nu, spune da sau spune hai că vedem mai târziu. Și atunci, deși a fost foarte greu, pentru că această caracteristică a mea de a face pe plac m-a ajutat enorm, m-a ajutat profesional foarte mult, m-a ajutat în relația cu copiii, m-a ajutat în orice fel de relație, m-a ajutat să am relații foarte ușor. În schimb, pe mine personal mă lăsa undeva cu sufletul gol, pentru că eu, îndeplinind alte nevoi, mă asiguram de un anumit tip de atașament, de un anumit tip de relație cu oamenii din jurul meu. În schimb, voiam și eu să fiu la fel ca toată lumea, voiam să fiu și eu importantă, voiam să fiu și eu specială, voiam să primesc. Asta era, despre asta e vorba, voiam și eu să primesc. Deci acel moment de cotitură, de a pleca puțin din zona de people pleaser către zona de și eu am nevoi și putem să stabilim o relație dacă eu îți îndeplinesc ție nevoi, dar și tu îmi îndeplinești mie nevoi, m-a ajutat foarte mult. Pentru mine acela a fost, cred că de acum încolo viața mea va fi mult mai liniștită și mai asumată, aș spune eu. Pentru că acum realmente nu mai pot să trec în partea în care am fost și se vede că am făcut pasul ăsta și la copiii mei, pentru că ei sunt mult mai
mult mai în contact cu nevoile lor, se vede lucrul ăsta și la clienții mei și se vede și în relațiile pe care le am, în tiparul prietenelor mele, în tiparul persoanelor pe care le întâlnesc la modul general, adică atrag în jurul meu persoane care sunt mult mai interesate să ofere, mult mai interesate să mă cunoască, mult mai interesate să mă cunoască așa cum sunt eu, nu așa cum par. Mulțumesc pentru atenția voastră și pe curând!